Dacă facem 300.000 de like-uri, vă zic eu că ne zice Sebi, dar 300.000 de like-uri, 300.000 de like-uri. Piesele. Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou episod de la mine pe canal. Eu sunt Georgescu, iar astăzi, fraților, o să facem un sneaker talk. Ghiciți cu cine? Cu Ini Sebi, după ce am făcut mare prank. Ce faci, Sebi? Ce să fac? Am venit și eu la sneaker shopping să vorbim și mai multe chestii legate de Adidas, de haine, de cultură, de tot felul. Cum vorbeam noi în 2018. Da. Să știți că eu cu Georgescu ne știm din 2018. Adică nu de acum, de când sunt eu cu YouTube. A fost foarte amuzant. Mi-a scris Sebi la un moment dat, bă, uită-te pe Facebook să vezi ce am vorbit noi, mamă. Și am zis, bă, ce naibă am fi vorbit. Și în 2018 eu vorbeam cu Sebi, el are un outlet acolo în Buzău. Aveți un outlet, nu știu de ce aveți. Da, de Adidas. De Adidas. Și am zis, bă, du-te, treci și tu pe acolo, uită-te că ai pus tu cel mai probabil o postare pe Sneaker Market, nu? Ultra Boost-uri. Că erau Ultra Boost-urile acolo, erau 3 milioane jumate, 4. De-abia nebunie. Se lansase nebunie. Da. Wow, Doamne, ce vremuri. Și tu cum ai început, mă, toată pasiunea asta de Adidas? Pentru că tu ești un om care are o pasiune destul de mare pe partea asta. A venit mult de la skate. Am fost cu skate-ul. Ednici, Janoschi-uri, Vans, tot felul. Și cu basketul. Jordan, Fila, Adidas, Puma. Au venit de la ocupațiile mele. De la skate și de la basket. Și ai făcut bani din chestia asta cu resell-ul? Da, da, nu. Cât acolo? 3-4 milioane, 5. Să dai seama, la 13 ani sau în 2018, da, la 13-14 ani era ceva șmecher, că eu mă duceam, țin minte, m-am dus cu tata la Adidas acolo, că țineam că erau Ultra Boost-urile atâta, și am luat 3 perechi sau 4 și am dat 12 milioane și am zis, mamă, ești nebun. Dacă eu nu le dau pe astea, rămân cu banii de la Crăciun, banii de la Paște, rămân în pagubă. Las că zic eu o schemă la Adidas, poți să dai produsele înapoi și să dă banii, că am mai făcut eu schema asta la un moment dat. Știu, dar îți dai seama când convenea să... Păi le vindeai cu 5-6 milioane. Și le-am vândut într-o zi 4 perechi, am luat într-o zi s-au dat toate. Dar nu pot să zic că mi-am pus un preț haotic, mi-am pus 100 de lei la pereche. A, bun, 150 de lei, nu mai țin. La vremea aia erau bani, bă, la 12-13 ani, imaginați, da. Că... Asta încerc să le explic și eu oamenilor, că dacă în moment de față dispun de niște bani care n-au ce să facă și, uite, poate nu pot să investească în cripto, că li se pare greu, da. Adidas și sunt the best way, adică faci bani cu ei, adică n-ai cum să nu faci. Sincer, în perioada asta mi se pare mai greu, 2021, că nu mai e, adică sunt multe pagini de resell, ai văzut resell-ul, acum e mai dezvoltat sau așa. Dar au început să se bage foarte multe replici pe piață. Și știi și tu chestia asta. De Adidas, de tricouri, de... Nu de Nike, dar firme de astea mai high-end. Știi care e faza? De fapt, acum fake-urile sunt mult mai bune decât fake-urile care erau atunci. În perioada aia fake-urile erau se fac janice. Niște replici de... Și la eticheta de la magazin poți să faci o replică bună. Și la codul de bare, dacă ai pe cineva bun, poate să-ți facă. Da, e o întreagă zăpăceală chestia asta, pentru că, uite, chiar mă uitam pe Sneaker Market acum câteva zile, a postat cineva o pereche de Dunks din 2009. Și lumea mai zicea că sunt fake. Băi, tu știi cum arătau perechile fake în 2009? Nu se puteau purta, adică o pereche fake acum arată mai bine. Era Nike cu invers. Da, și acum o pereche fake din aia de Jordan 1, Travis Scott sau o nebunie de asta, arată mult mai bine decât una... N-ai cum să-ți dai seama. Da. Pe-au trecut 1000 de perechi de Travis Scott din alea OG High pe StockX. Și eu vreau să zic acum de StockX, că am auzit povestea, că înțeleg că sunt specialiști acolo. Dar, bă, nici ca specialist, cât să știi fix detaliul ăla de... Să-ți dai seama dacă e replică sau nu, e greu oricum. E foarte greu chestia. S-a dezvoltat mult industria asta. De asta nu mai mă bag să fac legii check-uri. Dacă pe atunci puteai să faci niște legii check-uri din niște poze, acum nu mai poți, mă, nu mai poți. Fake-urile sunt net superioare. Și poate, Doamne ferește, faci un legii check, tu zici că e legit, de fapt e fake și ăla află, nu știu, că aude pe când undeva. Când vin de produs. Păi nu zici omul, păi cum eu să mai am încredere în tine? Eu de asta nu mai mă bag, știi? Adică nu pot să-i zic eu unui om să zică, bă, am încredere în tine, știi, te văd că ești cu Adidas și cu astea, să-i zic, domne, e legit. Și după să afle că e fake. Eu de unde? Adică n-am nicio expertiză în chestia asta. Adică mă uit la pagini mari de chestia asta de legice, cum e acum check și astea, toate dau rateuri. Înțeleg, nu mi se pare de judecat că se dau acum rateuri. Mai ales la perechile astea de Jordan mai exclusiviste, Off-White-uri, McQueen, tot felul. Uh-huh. Câte perechi, replici de McQueen au început să se facă. Că vezi, 90% din țara asta. Balenciaga Triple S. Nu mai zic. De aia nici nu vreau să-mi cumpăr, mă, crezi? Eu în ultimul timp nu mai vreau să-mi cumpăr de-ăștia Off-White-uri, McQueen, Louboutin, așa, pentru că văd pe oricine că-și cumpără. Deja a devenit un trend și de Jordan i-a uitat lumea. Că poți cu Jordanii sau cu Air Force-urile sau cu
toate modelele. Nu-i chiar așa, doar că lumea a început să-și cumpere acele perechi mai ieftin, cum ai zis tu, fiind fake-uri, da. Adică a început să le cumpere mult mai ieftin decât astea care sunt originale și îți dai seama că lor le convine să dea un preț mult mai mic și oamenii nu știu, adică românul nu știe, adică nu poți să te cași pe tine, da. Știi? Uite, văd că acum e o pereche de Rick Owens și în picioare, o pereche de Ramones. Îmi plac. A nebunit lumea și cu Rick Owens în ultima perioadă, adică de cel puțin 2 ani de zile, partea de Constanța, toată partea aia de est, e jale pe tot ce ține de Rick Owens. Da, dar e greu să știi să porți Rick Owens. Rick Owens nu prea merge. Adică nu-s pentru toată lumea Rick Owens și cum poți să ieși cu o pereche de McQueen, poți să o iei și la costum și așa când mai ieși o la o plimbare și așa. Rick Owens și-s de stilul ăla de Playboy, Carti, aia în America. Mai fashion, așa. Da, e oricum, Rick Owens e o firmă foarte extravagantă. Ai văzut și la prețuri și la stiluri. El panorace e cu trei mări mai mari. Rick Owens e nebun. Nu mai zic ce iau aia, dau imaginația aia. Da. Și acum să trecem la cea mai basic întrebare din sneaker talk-urile astea pe care lumea nu mai suportă, dar eu vreau să ți-o pun. Zici mie prima ta pereche de Adidas. Prima mea pereche de Adidas. De pantof sport, pentru că nu avem alt termen în română. Cumpărată de mine sau de mama? Cumpărată de tine și după să-mi zici și de mama ta, dacă mai știi. De mine, cred că prima pereche de Adidas de mi-am luat au fost niște McQueen sau niște Air Force-uri. Okay. Nu țin minte exact, ori niște Air Force-uri mid simple, ori McQueen, unii albi cu albastru, dar prima pereche de mi-a luat-o mama, și țin minte că mi-a plăcut rău de tot, au fost niște Air Force-uri high, dacă nu mă înșel, albastre cu alb, cred că știi de care zic. Da, ok, da. Deci albastre închis cu alb. Gen stilul ăsta de... LV08, nu știu dacă se numeau așa. Elevator, sau da. E partea mai premium, gen de la... Cum le purtam pe alea, eram îndrăgostit, mi se păreau că merg la orice. Rupei Buzău în două la vremea aia. Îți dai seama. Era altceva. Nu, gen acum asta să mă gândesc cum era gen lumea pe Adidas sau pe așa. Bă, mulți se poartă Adidas-ul. N-am de ce să zic că de toată ziua merge Adidas-ul să-ți iei Ultra Boost-uri, modele de astea mai simple așa, dar tot n-ai cum se pare baza. Partea asta de Nike zici tu că e baza în lumea asta Adidas-ilor. Da. Și care e silueta ta favorită de la Nike în momentul de față? Tot Adidas, pantaloni... Nu, partea de sneakers mă interesează. Pun colaborări de astea tot felul. Orice vrei tu, vreau să-mi zici, de fapt, silueta propriu zisă. Colaborările sunt pe siluete, nu sunt neapărat. Tot Air Force-urile. Air Force-urile simple. Negre nu prea mă dau pe spate. Mulți fac glume că alea negre sunt de dealer, de asta fapte, e. De... Cei mai shady oameni din lume poartă perechi de Air Force One negre, pentru că nu ieși în evidență cu ele, frate. N-ai da, cred că majoritatea persoanelor de au fost aici și ei. Cred că ți-au zis că Air Force-urile albe merg la orice. Da. Și Andrei, mâncapa, a zis că sunt foarte mișto, poți să iei sport. Mama, am vorbit ca TJ. Sport. Bă, gen, Air Force-urile albe sunt bune și de basket, și la costum, și la sală, și când ieși în oraș, te plimbi. Eu perechi universală. La orice, da. Adică lumea s-a tripat foarte rău, îi cumpără, Nike îi limitează pentru că vrea să creeze următoarea pereche hype, cum a făcut cu Dunk-urile, cum a făcut cu perechile de Jordan 1. E și criza, mă gândesc că nu e obligatoriu să limiteze, să le facă mai exclusiviste, cât mă gândesc că e chestia și cu pandemia. Boss, Nike crezi că suferă? Nu suferă, dar tot sunt în minus fabricile cu pandemia asta, cu producția, cu așa, că îți dai seama că acum 3 ani, dau un exemplu, era alt lucru cu banii, gen oamenii n-aveau problema asta de pandemie, dacă mâine, Doamne ferește, ne închide casă, trebuie să luăm provizii. Spune și mie, în momentul de față, care e all-time grail-ul tău în materie de Adidas? Cea mai scumpă pereche? Nu, pe care ți-o dorești tu, o pereche pe care nu poți să pui mâna, dar ți-o dorești de foarte mult timp. Îmi plac foarte mult Jordan 1, aia cu Off-White, din prima colecție, din aia... Chicago-urile. Da, din aia de ten. Colecția aia e plină de chestii șmechere, forsurile simple. Ce ai, să am toată colecția aia. Dar pe atunci tu făceai resell pe atunci. Da. Erai in the game, adică noi vorbisem în martie 2017 s-au lansat alea. Și tu erai, adică erai deja pe sneaker market România, din ce mi-ai zis tu. Da, dar uite, era alt chestia atunci, că nu știu, cum vedeai atunci 1000 de euro, cum vezi acum 1000 de euro. Clar, dar asta e posibil și din perspectiva noastră sau e posibil și să vezi chestia asta pentru că ai crescut, adică nu pot să-mi dau seama neapărat de chestia uite asta. Uite că m-ar fi durut pe mine gen la 13 ani, când încă îmi crește piciorul, să-i zic lui mama, băi, mamă, dă și mie, cât erau atunci? Îi găseai poate la 500-600 de euro. Atunci ai găsit la 600 de euro fix după release. Băi, mamă, dă-mi 600 de euro să-mi iau o pereche de Nike-uri. Se dădea cu ei în cap. Păi da, dar acum când faci banii tăi, sunt recunoscător și fac banii mei și am un venit lunar, tot mă îndur, n-am de ce să te mint, mă îndur că mă gândesc, bă, totuși pot să-mi iau o variantă mai ieftină și să fie la fel de mișto.
Dar vorba asta că ce model e perechea aia. Deci tu și în momentul de față ești econom pe partea asta, dar și încerci să economisești cât de mult se poate. Nu vrei să arunci banii aiurea pe colaborări sau pe alte prostii? Nu, că mă gândesc că, bă, Adidas am destui, am cred că 25 de perechi, 20 de perechi. Nu-mi trebuie mie acum că, vai Doamne, am început să-mi vină o sumă de bani pe lună, bă, hai să-mi iau și perechea aia, să-mi iau și perechea aia, să-mi iau și perechea aia. Da, când eram mic, eram gen, mamă, cât aș vrea perechea, dar acum gândesc altfel. M-am maturizat și eu gândesc mai detaliat lucrurile. Poate decât să dau pe pereche de Adidas și 1000 de euro, investesc în ceva 1000 de euro și luna viitoare îmi vin 1500 sau 2000. În femei să investești 1000 de euro. Nu în femei, nu bag bani în femei. S-au întâmplat anul ăsta o grămadă de chestii. Tu anul ăsta ai bubuit cel mai tare. Tu înainte, adică nu știu câtă lume știe, dar tu ai avut un alt nume înainte, făceai altfel de muzică. Da, dar e chestia cu, uite, prima mea piesă top, ai văzut că are 6 milioane. Da, prima ta piesă top a rupt din toate punctele de vedere. Eu sunt fericit că n-a fost o bubuială de asta, am scos o piesă, bam, am bubuit și pic. Că nu vreau. Și niciun artist din România n-a pățit chestia asta. Asta e bine, toți care am bubuit din România, și nu obligatoriu bubui, că nu vreau să pară că îmi dau fițe sau aroganțe, că vai Doamne ce șmecher sunt. Că eu am recunoscut și pe story-uri și am explicat de atâtea ori că poate mai sunt 30 de artiști mai talentați decât mine, deci mai șmecheri decât mine. Da, am știut ce... Să fac, îmi place ceea ce fac, mă implic, muncesc, încerc să caut chestii noi, nu numai muzică. Încerc să dau din muzică să găsesc mai multe ramuri. Da, să explorez toate ramurile astea, asta e foarte important. Faza tare e că tu te și ții de școală, adică tu ești, adică ai tăi te țin super bine pe partea asta și din punctul meu de vedere e cel mai tare lucru care se poate. Adică... Dar nici nu mă gândesc la chestia asta. Nu te gândești, nu? Nu. Și vrei să te duci la facultate sau după? Da. La ce vrei? Bă, cred la ceva, de management, că îmi place, dacă, că asta stăteam și mă gândeam, bă, eu trebuie să fiu recunoscător că de la vârsta asta am început să am un venit, de ce să fiu fraier când mi-am creat anumite relații, care poate pe viitor o să-mi vină bine, să nu mă duc la o de-asta tot de afaceri și așa. Asta clar, adică dacă în momentul de față crezi că poți să faci chestia asta. Și acum tu unde te situezi ca și stil vestimentar? Unde te-ai încadrat tu în momentul de față? Pentru că mi-ai zis că ai trecut prin era asta de skater, era de basket, adică ai trecut chiar prin mai multe. Chiar vrei să zic toate erele mele? Da, vreau să-mi povestești așa un pic prin tot ce ai trecut tu pe partea de îmbrăcăminte, pentru că cel mai probabil ai avut și partea aia în care ai fost semi-cocalar, în care ai purtat poate un vagabond, poate un berou, poate de aia. Deci, prima perioadă, cum toți copiii cred că au și toți adolescenții, H&M, Zara, toate astea, îmbrăcat, da, pe bune. După skate-ul cu basket au venit în același timp, adică făceam și basket și skate. Era mișto, dar nu pot să zic că la skate aveam un stil vestimentar anume. Mă îmbrăcam, că nu stăteai atunci să zici, mamă, hai cumpărăm pantaloni de skate sau cumpărăm tricouri. După Supreme am fost eu nebunit și după Bape. Bun, ia zi-ne un pic. După ce termin cu povestea asta. Da, a fost, era cu Vagabondul. Nu o să mă ascund, chiar îmi plăcea foarte mult. Bă, și nu vreau să zic că ei fac haine nașpa. Ei mi se par că câteva din produsele lor sunt mișto. Nu hainele sunt problema, oamenii care le poartă sunt. Asta zic. Și mai țin minte că acum 2 ani, 3 ani când s-a dat trendul cu Vagabond, n-ai ce îmi zice, că tot ziceai așa, mamă, e ceva nou. Da. Tot te gândeai, bă, e ceva nou și atunci făceau toate perechile, îmi plăceau. Erau, da... Na, nu vreau să arunc vorbe urâte că sunt nașpa ca așa, dar am început să poarte foarte mulți oameni. Ai văzut cu Berro, cel mai bun exemplu Berro. Băi, e o firmă foarte șmecheră, mie îmi place, am haine de la Berro, am 2 tricouri, cred că și un hanorac, dar nu-ți mai vine, băi frate, să le porți când te gândești că după o săptămână, după ce a bubuit firma, vezi replici pe Insta, la 60 de lei tricou. Nu mai vine, bă frate, să porți deloc. Ei sunt foarte... Ia vezi-l pe Cipi acolo în spate ce poartă. Ia vezi-l pe Cipi acolo în spate. Bă, eu n-am zis că nu-mi place, am zis persoanele de le poartă. Exact. De Cipi îmi place, că poartă, îmi place cum stă pe el. Mă, problema mare și la... Și am în clipul cu mâncă capă la cum o fac, am tricou Berro. Dar mă bucur că l-am purtat în clip înainte să bubuie. Da, adică e un lucru adică foarte... Adică am văzut că a apărut la Capodopera, m-am dus, mi l-am cumpărat. După a fost ok. Da, chestia asta a fost o întreagă nebuneală cu Berro ăsta, pentru că au început să-i poarte foarte mulți oameni, nu știu, să zic, oameni care...
nu neapărat dau bine pe imagine, știi? Și în momentul acela lumea a zis, bă, nu, nu e ok cu brandul ăsta, pentru că brandul e un brand făcut pentru tineri de la tineri. Asta e ideea brandului Barrow. Ideea e foarte tare din spatele brandului. Și mie mi se pare genial. Problema e cine a ajuns să le poarte, pentru că n-au ajuns doar tinerii să poarte acele haine, știi? Da. Zi-mi de pantalonii ăștia de pe tine, că după mine sunt demențiale, adică nu mă cac pe mine. Ăștia? Da. Zi de la Red House. Orice îi zice, sponsorizare, nesponsorizare, că ai, că n-ai, bă, blugii ăștia sunt demențiale, adică sunt criminal blugii ăștia de la Red House. Nu, eu îi port că îmi place, nu-i sponsorizare, nu-i nimic. Mie îmi place foarte mult. Brandul. Da. De aici ați iei tu blugi în mare parte, pentru că la mine e o problemă foarte mare pe partea asta de blugi, pe care o are cam toată lumea, cred. Adică putem să întrebăm 20 de români și din 20, 18 au probleme cu blugii. Mi se par cele mai tari perechi din România. Și nu că, vai, Doamne, ce vreau eu acum să... Da, înțeleg. Îmi plac mie foarte mult. Nu, toate modelele îmi plac, cum vin, că eu sunt mai înalt și nu pot să port blugi largi, nici nu prea sunt stil. Uite, tu ești mai mult cu stilul ăsta. Nu, mie nu-mi place, dar nu judec persoanele de poartă. Bă, uite, eu am avut nebunia mea cu blugi mulați și la un moment dat m-am întâlnit cu unul dintre patronii Sneaker Industry aici la un Sip & Sale, nu știu dacă îl știi tu de pe grup, cu Bogdan. Bogdan Macovei. Cred că mai ții minte, da. Cel mai probabil. Am stat cu el de vorbă aici și tot zicea, bă, George, cu Leia, încearcă-mă să purți niște blugi largi. Bă, și am purtat la un moment dat o pereche de blugi largi la evenimentul de la El. A fost gala El, asta New Media Awards, și am purtat acolo o pereche, bă, și mi s-a părut destul de tare perechea, o pereche de la Huff. Și am zis, bă, ia să mai încerc. Într-adevăr, pe ăștia i-am purtat, am o poză pe Instagram cu ei largi jos. Mă, dar când sunt prea largi jos, nu, mă termină. Mă termină chestia asta, adică mi se pare că se văd ciudat. Și de asta îmi plac așa mult. Ăștia au modele, vezi, gen, nu sunt simpli. Cum sunt ei așa cu brizurile astea, cu șarpele, ăsta, cu stelele așa. Ne-a făcut Sebi aici totul praf, fraților. Wow, mă scuzați, nu vă supărați pe mine. Dacă ai 1,95 m, ce să-ți facă? Ții piciorul doar pe jumate. Da. Nu. Nu-i problemă, Doamne ferește. Da, uite, pe partea asta de blugi, cât ziceam și mai devreme, o să scot acum o pereche de blugi cu niște fulgere pe lateral, cu niște bandana, pentru că am văzut că le place foarte mult oamenilor, așa că stați geană, fraților, la mine pe Instagram, pentru că urmează să scoatem un material destul de tare în materie de blugi. Că tot terminăm pe partea asta de pantaloni. Zi-mi și tu mie, în momentul de față, cât îți aloci să dai pe o pereche de pantaloni? Pentru că pantalonii ăștia de la Red House nu sunt exagerat de scump, dar ți-ai permite să-ți cumpere o pereche de amiri, adică ți-ai cumpăra o pereche de amiri? Sincer, sincer. Fiind sincer, adică n-are sensul, domnule. Sunt unii de la amiri șmecheri. Cât de sincer se poate, nu așa. Sunt șmecheri. Parcă sunt 1000 de euro, nu? Cam pe acolo, 1000-1200. Unele modele merită, dar unele nu. Că nu prea îmi convine, gen vreau să fie și mișto. Și faza la Red House e de... Îmi iau blugi de la ei pentru că nu e pereche să nu-mi placă, nu-ți exagerez, nu e nicio pereche pe care să o văd în fața mea să zic, bă, mie nu-mi plac ăștia. E foarte greu pentru că porți niște măsuri cel mai probabil destul de mari. Ești tipă Kyrie Irving? Nu. Jucătorul de basket? Nu. Are 1,91, mai mic decât mine și poartă 51. Cred că ai văzut în magazinele Nike din mall. A, sunt ai alea... văzut că sunt alea agenda, da, arată, da, cât poartă jucătorii. Și el care are 1,91 am văzut că poartă... 51. Da, de jucător de basket, tu te-ai lăsat. Îți dai seama ce control are în picioare. Că... Tu te-ai lăsat. Dar uite, știi cine are foarte puțin la picior? Hagi. Tu știi cât poartă Hagi la picior? Hagi mic sau Hagi mare? Hagi mare. 38. Da. Dacă ai fi purtat 38. Și la 1,95 m. Ce înălțime are? Nu știu exact ce înălțime, dar știu că Iannis poartă 42. Asta pot să zic, dar pentru fotbaliști e foarte bine să ai piciorul mic pentru că controlezi mult mai ușor. Te miști repede, da? Da, te miști mult mai repede. Și ia zi-mi și mie niște cifre acum. Cât crezi că valorează colecția ta de Adidas în momentul de față? Cu tot cu ăștia designer? Tot, absolut tot. Ești tu așa la un StockX price, să zic. Cred că în total cu ăștia și cu modelele designer, nu doar Nike, Adidas astea, 7-8 mii. Ai investit și în Adidas bine. Da. Dar nu prea. În ultimul timp n-am mai fost cu Adidas și nu mi-am mai cumpărat așa, deci aia zic că e după ce ocazia ai ajuns, perfectă. După ce ai ajuns la nivelul ăsta, nu te-ai mai interesat așa de mult, gen, să investești acolo, da, sau care nu, a fost? Nu-ți exagerez. La cât am început în ultimul timp să am treabă și să vorbesc pe acolo, pe acolo, nu am mai avut timp să mă uit pe vreun site, să îmi iau ori un tricou, ori așa. Am stat acum 2 zile, am intrat pe End, nu știu dacă știi. Da. Vezi, mama, dacă comanzi, vezi că stac se va male. Nu comanda de pe End, pentru că vine din Marea Britanie. Mi-am luat McQueen odată. Acum, înainte, de la 1 din UK. Da, doar că 1 2021 s-a schimbat legislația pentru că au ieșit din Uniune și acum stac se va male de la ea. Ai grijă ce-ți comanzi pentru că o să plătești prețul produsului plus 7% plus 19%. Adică ai grijă ce-ți comanzi de pe End. Și am stat, m-am uitat, cred că jumătate de oră pe site-ul lor. Eram așa fericit, am zis, mamă, de când nu m-am mai
uitat la haine, la așa. Ne uităm după imediat acum, ne uităm în tot magazinul. Nu mi-am mai cumpărat de mult timp, acum e momentul. A venit la Sneaker Shopping să-și cumpere Sebi. Zici mie ce mai scoți în materie de piese, ce urmează? Apare Cod Roșu piesa solo, știi? Da, eu știu. Și urmează două colaborări foarte puternice. Tu mai da mai mult de atât sau vrei să ne zici una dintre ele măcar? Nu pot să zic. Nu poți să zici nimic? Da, sunt foarte mari, mari. Dacă facem 300.000 de like-uri, vă zic eu că ne zice Sebi, dar 300.000 de like-uri. 300.000 de like-uri. Piesele. Doar 300.000, la 300.000 vă zic eu că vă zice Sebi. Și de-abia aștept. Acum sunt foarte încărcat cu proiectele. Îmi place. De ce să mint? În vară aveam o perioadă în care nu mai îmi plăcea să fac treabă. O luasem prost rău. Am văzut și la Cipi pe un podcast că ai vorbit de chestia asta, dar de ce? Nu știu. Am leneveală sau? Leneveală maxim, am zis, bă frate, nu mai îmi vine să fac muzică, nu? Cea mai bună decizia mea că m-am apucat ea. E o foarte mare problemă asta cu leneveala, pentru că mulți artiști bubuie, se țin o lună, două, trei, un an și după se lenevesc, după nu mai spun nimic și acolo e bubuială. Adică mie mi se pare că aia e cea mai mare problemă a artiștilor din România. Dacă reușești să te ții constant pentru o perioadă mare de timp, ai rupt tot. Și important e să spui banii deoparte, știi? Adică toată am ajuns de două săptămâni, nu supor, mă trezesc. Stau în pate așa și zic, băi, eu stau degeaba acum, nu-i bine. Bun, ia vedeți. Am luat-o pe raznă. Nu mai merg de mie de... Pe album treceri de album, poate pe 2022. Pe 2022 nu vrei acum să dai. Nu mie. Știu ce concepție să aibă album. Dacă să fie cu foarte mulți artiști, să încerc să aduc și în podcast, am vorbit despre asta, să încerc să aduc artiști de pe fiecare stil și să fie... Eu, fit, artistul ăla, fix piesă pe stilul ăla, să fie un album controversat rău de tot. Adică să fie toate stilurile. Da. Sau să fac un album solo. Singur. Cum a făcut Youngboy. Sunt idei foarte bune ambele nebunii, dar da. Într-adevăr, nu știu, nu pot să-ți dau un sfat. Adică eu nu aș putea să-ți dau un sfat pe chestia asta, pe ce să faci. Dar eu cred că lumea așteaptă un album de la tine, lumea cred că e fiar. Doar am rămas șocat că ne cunoaștem de atâta timp și că noi am vorbit în 2018 de nebunii. Pe lângă că mi-ai zis o zi bună. Da, două. Pe lângă că mi-ai zis la final, mersi frumos, o zi bună. Și tu nu te-ai simțit prost când ți-am zis așa? Bă, nu mai știu, să zică un copil pozitiv. Bă, eram, cât diferența între noi e așa mare, 3 ani între noi, adică nu sunt, nu e o viață. Știi, adică deci eu am 20. Da, nu, eu sunt 2000, sunt 2000 la final, sunt 2000 decembrie. Adică diferența dintre noi nu e foarte mare. Da. De asta zic, adică atunci nu eram, nici eu eram mic. Adică 2018 aveam 17 ani în perioada aia, martie. Știi, adică eram mic. Dar wow, mi se pare wow. Chiar da. Cred că cam asta e cu Sneaker Talk-ul ăsta de astăzi. Nu vrei să ne zici de colaborările tale, dar o să le aflăm noi la 300.000 de like-uri. Tu știu una din ele. Eu știu, da, mi-ai zis, dar nu... Și o să merite foarte mult. Dar îmi dau seama, nu, adică susțin, ți-am zis că susțin chestia asta. Ți-am zis și ieri că am stat ieri de vorbă de chestia asta. Dar da, fraților, cred că cam asta e cu clipul nostru de astăzi. Ca de fiecare dată, nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea rele. Nu uitați să dați follow pe Instagram la Georgescu, Inisebil. Știți deja, sigur, l-aveți la follow. Dați-mi și mie subscribe să facem și noi 100.000 de abonați până la anul, poate pe vremea asta, habar n-am. Și da, fraților, cam asta e. Eu am fost Georgescu, Inisebil. Noi ne vedem vineri sau luni, nu știu când naiba postez. Ne vedem la un Sneaker Shopping. Vă pup, pa!